Și Ciolacu sunt fanii pensiilor speciale și toate acțiunile lor dovedesc acest lucru. Au trecut două luni de când Curtea Constituțională a dat decizie de neconstituționalitate. Două luni pe 7 august, mai exact, au trimis motivarea. De atunci, dacă țineți minte, premierul Ciolacu spunea că va convoca Parlamentul, îi cheamă pe toți vara la muncă, gata, era uh, pe treabă. Și totodată s-a lăsat liniștea. Noi, USR, am cerut noi convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară pentru a dezbate și a discuta acest proiect, a vedea ce e neconstituțional și a-l repara, a-l face constituțional în măsura în care se poate. Ne-au ignorat total. De atunci, iată, au trecut două luni de zile. Și abia astăzi au trimis notificare către senatorii din comisiile reunite care dau raport pe acest proiect că mâine vor să facă o ședință de comisie. Să facă să discute ce nimeni n-a văzut amendamentele Guvernului, nimeni n-a văzut ce propun. Ne tot povestesc așa cu jumătăți de frază pe la televizor că discută, că facă drept, nimeni nu înțelege ce intenții au. Noi, USR, am depus amendamentele noastre pe care le-am depus și data trecută, în, înainte, în prima fază în care a trecut prin Parlament acest proiect, le-am redepus. Avem un set de amendamente pe care putem discuta, amendamente care chiar taie pensiile speciale vom vedea dacă majoritatea PNL-PSD chiar vrea să scape de aceste pensii speciale. Dacă în continuare fac tot felul de scheme și acest balet straniu pe care îmi spun că îl fac Ciucă și Ciolacu, cred că singura variantă va rămâne să trecem interdicția aceasta, să tăiem pensiile speciale din Constituție. Pentru că în momentul ăsta, cel puțin, vedem că pensiile speciale au o majoritate solidă la Curtea Constituțională și dacă opt oameni pot decide, 8-9 oameni pot decide uh, acest lucru, singura variantă care ne rămâne este să trecem negru pe alb în Constituție.